N-a mai fost gerul Bobotezei, dar tinerii tot s-au aruncat în valurile reci și după Crucea Sfințită, iar credincioșii au mers de dimineață la biserică și au așteptat ore în șir ca să ducă acasă puțină gheazmă. Puțin înseamnă însă pentru fiecare altceva. În multe orașe românii s-au înghesuit la butoaiele cu apă sfințită și au plecat acasă cu bidoane întregi. Anul acesta au avut noroc. Apa a fost mai caldă decât în ceilalți ani, pentru că gerul Bobotezei nu mai e nici el ce a fost. Tinerii s-au aruncat în apă după Crucea Sfântă. Cine o recuperează va avea noroc tot anul. Așa că de la Constanța până la Drobeta Turnu Severin, la mare sau la Dunăre, a fost îmbulzeală mare. Hai, bizar, bizar, fără număr! Bă, dă-mă flanelul jos, bă! E frig! Dar frigul parcă nici nu mai contează atunci când credința e mare. Mă simțeam mai păcătos și m-am spălat de păcatea noastră. Foarte bine. Sănătos, curat, ca nu nouți. La Galați, cel mai în vârstă dintre înnotători are 63 de ani. Se aruncă în Dunăre după cruce din anii 90. Și chiar dacă anul acesta nu a prins-o, e respectat de toți. Nostru, da. Idolul nostru. A câta oară săriți? 27. 20 de din 91. Au fost peste 10.000 de credincioși pe faleza Dunării din Galați. După ce au primit binecuvântarea preoților, s-au înghesuit la aghiazmă. Nea Costică n-a venit singur. L-a adus pe Ramses, pe chinezul său ortodox. El e foarte credincios, el e ortodox. Termină. Aglomerație mare la apa sfințită a fost și în capitala Moldovei, iar la Pitești oamenii s-au îmbrâncit serios pentru un litru de aghiazmă. Bucuria este mare, botezul Domnului și amintirea botezului nostru. Slujba de la București a fost sfințită chiar de patriarhul Daniel, iar credincioșii au așteptat în liniște câteva ore, înarmați cu bidoane de câte 5 litri, ca să ducă apă sfințită și la rude. Eu îi trimis și lui sora mea în Olanda. Deci 10 litri, așa, ca să împărțiți la toată lumea, cum s-ar spune. 5-6 familii, cât este nevoie? Aproape 1200 de credincioși au fost astăzi în curtea patriarhiei, au luat apă sfințită, iar acum așteaptă să aprindă o lumânare și se roagă pentru sănătatea celor dragi. Tradiția spune că apa sfințită trebuie băută în fiecare dimineață pe stomacul gol, timp de 8 zile. Astfel, credincioșii sunt feriți de boli, de necazuri și probleme.